Redeschiderea școlilor nu este condiționată de vaccinarea profesorilor. O spune coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, medicul Valeriu Gheorghiță. Acesta afirmă că personalul din învățământ este prioritizat, având în vedere că deservește o activitate esențială. Coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare Anticovid-19 spune că deschiderea școlilor pentru cursuri față în față nu va fi condiționată de vaccinarea cadrelor didactice. Există însă o prioritizare a categoriilor de populație, iar aici intră și profesorii. Cu siguranță cadrele didactice personalul din învățământ este prioritizat pentru că deservește realmente o activitate esențială, extrem de importantă pentru societate și pentru sistemul educațional din țara noastră și cu siguranță va avea prioritate la vaccinare, dar deschiderea școlilor nu este condiționată de vaccinare. Anunțul medicului Valeriu Gheorghiță a venit la scurt timp după un altul făcut de noul ministru al educației. Sorin Câmpeanu susține că data reînceperii cursurilor după vacanța de iarnă, 11 ianuarie, din calendarul anului școlar actual, este un termen mult prea scurt pentru a fi redeschise fizic școlile. Pe 11 ianuarie mi se pare mult prea scurt. Pe 11 ianuarie este termenul dintr-un calendar care a fost construit în urmă cu multe luni de zile. Ministerul Educației instituțional își dorește redeschiderea cât mai grabnică a școlilor, în măsura în care situația epidemiologică o va permite. De asemenea, revenirea la școală se va face ținând seama și de ceea ce vor face celelalte state care se confruntă cu aceeași problemă. Este posibil ca planul ministrului Câmpeanu să fie de a redeschide școlile pe data de 8 februarie, potrivit mass media. Și asta deoarece din 8 februarie începe semestrul al doilea al anului școlar în curs. Până atunci, elevii ar urma așadar să învețe tot online.